Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ce ne împiedică să-i slujim pe alții? Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie. Proverbe, capitolul 18, versetul 13. Pentru a-i sluji pe alții în mod eficient, trebuie să fii la curent cu nevoile lor. Ce ne împiedică să facem asta? Presupozițiile. O doamnă ce se afla în aeroport și-a cumpărat un pachet de biscuiți și s-a așezat să citească ziarul. A auzit un foșnet și când s-a uitat a văzut că bărbatul de lângă ea lua biscuiți din pachetul ei. Nedorind să facă o scenă, s-a plecat și a luat și ea unul, sperând că omul va pricepe mesajul. Apoi a auzit din nou foșnetul. Omul își lua încă un biscuit, până a mai rămas doar unul. Femeia nu și-a putut crede ochilor când bărbatul a rupt în două biscuitul rămas, a împins o bucată spre ea, iar pe cealaltă și-a vârt-o în gură, după care a plecat. Femeia era încă furioasă când s-a anunțat îmbarcarea pentru zborul ei. Dar imaginează-ți cum s-a simțit când și-a deschis geanta să-și scoată biletul și și-a găsit pachetul de biscuiți nedesfăcut. Fii cinstit, nu e așa că te-ai gândit că bărbatul se servea din biscuiții ei? Bineînțeles că așa ai crezut, iar asta spune multe despre tine. Ne facem prea des vinovați făcând presupuneri despre oameni și odată ce etichetăm pe cineva și îl punem într-o anumită categorie, ne vine greu să ne schimbăm părerea. Ești de acord? De fiecare dată când un croitor bun se întâlnește cu un client, îi ia măsurile. El nu presupune niciodată că are aceleași măsuri ca data trecută. Asta se numește înțelepciune. Nu face niciodată presupuneri despre trecutul cuiva, despre profesie, rasă, gen, vârstă, naționalitate, apartenență politică, credință sau alți factori. Odată ce faci asta, încetezi să fii atent și pierzi indicii care te-ar putea ajuta să știi ce nevoi au ceilalți cu adevărat.